Obligativitatea cursurilor online stârnește nemulțumiri în rândul elevilor și al părinților. Pe hârtie, măsurile ministerului arată bine, însă în realitate se deschide ușa unor abuzuri, spune Consiliul Național al Elevilor. Ordine de ministru pe care le facem doar ca să le facem și care să nu aibă niciun fel de aplicabilitate, ba mai mult să deschidă ușa unor abuzuri. Ministrul Monica Anisie spune că problema accesului la educația online poate fi rezolvată simplu. Elevii care nu au calculatoare acasă le pot primi din inventarul școlii. În situația cea mai complicată în acest moment se află elevii claselor a 8 -a și a 12 -a, care urmează să susțină examene. Ei nu au nicio soluție clară, doar scenarii, iar până pe 15 mai se menține starea de urgență cu școlile închise.